Noi nume surpriză și-au arătat simpatia pentru socialdemocrați. Primii care și-au exprimat opțiunea cu privire la partidul politic din care doresc să facă parte au fost consilierul județean PPDD Adrian Isepciuc și consilierii județeni PNL Teodorovici Cristina și Nichitean Brândușel prin semnarea unei adeziuni la Partidul Socialdemocrat. De asemenea, și-au exprimat opțiunea în scris să devină independenți consilierii județeni PNL Piticar Ioan, Rotaru Raul Gabriel și Chișovan Gheorghe, consilierii județeni PDL Crețeanu Mihai, Cuciureanu Cristian, Voloșeniuc Mihai și Boncheș Paul Bogdan, consilierii județeni PPDD Artene Mihai și Preotescu Petru. A mai fost și, sigur, ordonanța încă își produce efecte până la final o perioadă de 45 de zile. E un lucru oarecum firesc, dar principiul pe care lucrăm este buna colaborare, atât în zona locală cât și în zona județeană, și le facem așa cum se facă între oameni.